Am și văzut în spațiul public că sunt, sunt, anumite voci, da, politicieni care susțin, vă citez acum, că ar trebui să fie mai activă Biserica Ortodoxă în campania de vaccinare. Este un domn deputat Adrian Pener de la USR+. Da, domnii aceștia evident nu cunosc ce se întâmplă în biserică nu vorbesc despre persoana pomenită de dumneavoastră. Am mai văzut nu și alte reacții. Da, Sunt oameni care își dau foarte ușor cu părerea, crezând că știu despre ce e vorba. De fapt, biserica este atât cât poate fi ea de activă. Biserica nu e o unitate militară în care dai alarma pe dealul patriarhiei și se execută imediat până în Maramure și ultimul preot din ultimul cătun de la granița cu Ucraina. Deci, asta e o imagine foarte falsă despre biserică. Biserica e compusă din, din fiecare dintre noi. Preoții au fost informați, toate cultele religioase au primit informația oficială prin intermediul acelui document transmis în ianuarie despre vaccin. Tot ce pot face ei este să nu-i descurajeze pe oameni să se vaccineze. Asta ar fi o mare eroare și nimeni nu are dreptul să descurajeze pe cineva de la un act medical. Ce pot face ei, repet, și biserica, nu este o campanie de vaccinare, pentru că nu avem acoperire în acest sens din punct de vedere profesional. Putem însă să transmitem o informare, o informație și să îi îndemnăm pe oameni să-și întoarcă fața spre medicii care luptă cu această pandemie. E tot ce putem face chiar și eu, chiar și dumneavoastră. Nimic nu ne califică să ne dăm cu părerea din punct de vedere strict medical, dar e un lucru de bun simț să îi facem atenți pe ceilalți, fie prin exemplu personal, fie printr-un cuvânt cinstit, onest, că boala se tratează cu un antidot și o pandemie se tratează în general cu un vaccin sau mai multe. Deci preoții nu pot recomanda vaccinul, Preoții pot recomanda, repet, orientarea noastră spre medici. Acolo unde, în zone la care nu au acces autoritățile cu informația despre vaccin, preoții pot să transmită că există remedii împotriva acestui virus și oamenii trebuie să vorbească cu medicii despre asta. Să nu ignorăm sfaturile, recomandările medicilor. E tot ceea ce putem face noi care nu suntem medici. Dumneavoastră știu că v-ați vaccinat, nu? Da, cu absolut. ce anume v-ați vaccinat? Nu știu dacă e important să spun cu ce anume, e dacă unul dintre doriți vaccin, vaccinurile nume. cele mai cunoscute. În cazul meu a fost extraordinar de eficace. Am trecut inclusiv din fericire asimptomatic prin această boală, pentru că am avut șansa să mă vaccinez înainte cu prima doză m-am contaminat cu două zile înainte de a doua doză și, făcând și a doua doză, am beneficiat de efectele unui vaccin care m-a ajutat să trec aproape asimptomatic prin troboală pe care alții sau în luptă cu care alții, din păcate, nu au putut să învingă. Au murit Aproape 30.000 de oameni în România, din câte știu, exact, ca da. să nu vorbim la nivel mondial, fiecare dintre noi a avut cunoștințe care au trecut printr-o boală cu simptome foarte severe. Eu personal mi-am pierdut un prieten foarte drag, un mare medic, o somitate a medicinei românești, care ne-a părăsit anul trecut, din cauza acestei boli. Am avut rude care au pierdut lupta cu această boală. Este firesc să. Nu ignorăm un lucru care, sigur, pe alții îi atinge mai ușor, pe alții însă îi atinge mortal. Trebuie să fim realiști. Cuvântul realism este cuvântul de aur. Deci, dumneavoastră v-ați infectat între prima și a doua doză de da, vaccin? Pentru că, evident, te poți infecta și după ce te vaccinezi. Asta dar, este foarte important. Dar contează să foarte exact. mult cum traversezi această boală. Asta o știam toți de la început. Vaccinul nu te. Face imun la contaminare. Vaccinul te ajută să nu traversezi o simptomatologie care te poate aduce într-un spital, sau mai rău, te poate duce uh, la, la deces, sau cel puțin la complicații foarte grave. Da, e, e absolut uh, firesc, și eu am ales acest lucru. Fiecare e liber să aleagă. Eu nu uh, pledez uh, într-o direcție sau alta. Cei care Pledează însă, a prioric, împotriva vaccinării, comit nu doar o eroare, dar comit un lucru, aș spune, total nefiresc și dezonorant. Să-i lăsăm pe oameni să aleagă, cei care doresc să se informeze să o facă din surse medicale, nu din surse non medicale.